Bun găsit! Vremea schimbă foaia cu noi. După zilele de primăvară, norii gri și reci revin în peisaj cu ploi, iar la munte iarna își face de cap un episod de viscol. Meteorologii au emis o atenționare de cod galben de ninsor și vânt valabil până la ora 20 în Carpații meridionali și în Carpații de curbură, pe unde va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă consistent, iar la altitudini de peste 1700 de metri, vântul va sufla cu peste 90 de kilometri pe oră, iar vizibilitatea va fi extrem de redusă. Așadar, astăzi vremea nu se arată deloc prietenoasă, se va răci accentuat mai ales în sudul și sud-estul țării. Cerul va fi acoperit de nor și va ploua destul de mult în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar în Transilvania și nordul Dobrogei vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. La munte vor predomina ninsorile și, așa cum spuneam, vântul va bate cu viteze de peste 90 de kilometri pe oră la altitudini mari, spulberând zăpada, dar se va simți cam peste tot. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 16 grade. În capitală vom avea o zi destul de capricioasă, cu vânt și ploi pe tot parcursul zilei, așa că umbrela va fi accesoriul de bază. Mercurul din termometre va urca până la 11 grade. Vă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 12 grade se vor înregistra la Timișoara, 10 grade vor fi la Iași, 14 grade la Craiova, 9 grade la Brașov. La munte va fi iarnă în toată regula, cerul va fi acoperit și va ninge în toată zona montană. La altitudini de peste 1700 de metri va ninge abundent, iar vântul va viscoli zăpada și va determina scăderea vizibilității. Prin stațiuni, temperaturile vor ajunge la 5 grade la Poiana Brașov și la Predeal, 0 grade la Semenic, 3 grade la Sinaia. Haideți să vedem ce se întâmplă și în restul Europei. Cerul va avea înnorări și vor fi precipitații în majoritatea zonelor. În peninsula iberică, cât și în nord-vest, vremea va fi instabilă și sunt posibile ploi și descărcări electrice. Chiar și vântul se va intensifica. Temperaturile mai scad puțin și vor ajunge la 16 grade la Madrid, 11 grade vor fi la Paris și la Bruxelles, 12 grade la Londra. În peninsula scandinavă, atmosfera va fi în continuare schimbătoare, cu precipitații sub toate formele, ploaie, lapoviță și ninsoare. 7 grade vor fi la Helsinki, 3 grade la Stockholm. În partea de centru și de sud-est sunt anunțate ploi, iar în rest vremea va fi predominant frumoasă, cu 17 grade în termometre la Roma, 11 la Budapesta, 22 de grade la Atena. Revenim în țară și vedem ce se întâmplă mâine. Să știți că vremea se va încălzi, iar norii se vor retrage ușor-ușor. Soarele va cuprinde majoritatea regiunilor, însă vântul va rămâne activ pe crestele montane, în sudul Banatului și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 17 grade. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info!